Este ocrotitorul ansamblurilor folclorice și arma lui secretă este cozonacul de aur. Cătălin Măruță! Asta, da. Dimineața Blană, de la 7 la 10, la Pro FM. Jucăm supereroi cu Andra. Noi îți vom descrie supereroul, tu trebuie să îi spui numele. Simplu, da? Ia să vedem. Mădălina, vrei să încep eu? Te rog, simplu îi dăm la început, da? Păi, na. Hai. Ca de obicei, stai un pic să ajung, să ajung. Bam, 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 bam. Ok, bine. Supereroul despre care vorbim prima dată, hai uite, ți-l dau pe cel mai simplu. Și avem așa, poartă chiloții peste pantaloni. Superman. Direct, din prima, da. Ce, simplu, mă. Numai unul poartă chiloții peste. Designerii ar zice că mai sunt încă doi. Da? Da. Știi cum facem? Ah, da, da, e de metal. Da. Gata, știu. Cine? Zi. Nu, zi, continuă tu, lasă că poate. Ah, cu Tarzan cu chiloți de tablă, îl știu și exact, eu. De când eram mic, da. Dar știți de ce are chiloții roșii Superman? De ce? Ca să nu se vadă dacă se pătează de sânge în luptă. Da, 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 ca Ștefan cel mare, maronii, da. Exact. Știi cum facem, Andra? În cazul în care nu știi, da, poți să ceri ajutorul publicului. Bun, al doilea supererou este miliardar și îi plac mașinile scumpe. Are o armură modernă cu roșu și auriu. Iron Man. Robert Downey Jr. Îți place de Robert Downey Jr., da? Da, mult de tot. Și vezi cum cântă. Wow. Da, serios? Wow, apropo de actorii care Bradley Cooper și așa, îmi zicea, nu știu ce, că eu tot lăudam pe Bradley Cooper din, cu filmul cu Lady Gaga și zicea, nu știu exact în ce discuție eram cu niște prieteni, ce trebuie să-l vezi pe Robert Downey Jr. Cum cântă, ce pericol! Da, foarte bine. Uite, o să-l căutăm și pe noi. Pe YouTube, da, în niște filmări cu el. Două răspunsuri corecte. Al treilea supererou este... Este zeul tunetului. Ia uzi, mă. Arma și are un ciocan mare și îl cheamă Thor. Păi stați-mă un pic, dar eu am copii mici acasă, mă. Da, uite, asta nu ne-am gândit la aspectul ăsta. Trei răspunsuri corecte. Ok. Următorul este furios, este plin de mușchi. Ăla verde. Dorian Popa. Și când nu e supererou, e un savant liniștit. Cum îl cheamă? Nu e Dorian Popa. E verde la față? E cam verde, așa. Da. Hulk. Nu știu cum se zice. Hulk, da. Hulk, ăla e. Hulk, nu știu, da. Câte eu patru că am avut masca, gândește-te că David a fost obsedat de... A avut o perioadă în care era nebunit după costume. Și a trebuit să mă duc să cumpăr costum de... Hulk, de Superman, de doctor, de tot, absolut tot ce se putea, da. Acum poate păi nu-i nimeresc chiar pe ce? Tot, dar... Se fac să intre în operație? Ce? Nu, dar a vrut, de bucătar, de asta, deci nu vrei să știi, de testoasele ninja, de... Am avut un cufăr plin așa de costume, da. Deci, practic, a avut o supereroi acasă. Cumva. Da. Și acum trebuie pentru Eva, am luat Elsa, am cumpărat Wonder Woman... Noroc că sunt magazine în care să găsești asta, să nu stai să le faci, că pe vremuri părinții noștri ce făceau dacă vreau să fim super. Eu aveam super... măști de carton cu Batman. Aia era și îmi puneam, da, pe asta zic, îmi puneam noi... așternut în spate. Și eu la fel făceam, da. Okay. Hai să mergem mai departe. Da. Următorul. Bine, eu Catwoman, știi, că nu... Da. Este cel mai funny și autoironic supererou. În viața de zi cu zi. Mamă, m-am prins direct. Este recuperator. Și face glume pe seama tuturor celorlalți supereroi. Este foarte amuzant. Și zice numai glume. Nu, cred stai, că stai, nu știi pe ăsta. Cine? Dar niciunul știu. Îl știi, sigur, îl știți. Hai că vă mai dau un indiciu. Mai dă-ne. Are costumul predominant cu roșu și negru și seamănă cumva cu Superman, cu Spider-Man, dar nu e chiar Spider-Man. Yes. Când mi-ai zis că e recuperator, m-am gândit la Andri Popa, dar... Nu, asta era meseria lui. Pe costum nu e Andri Popa. De zi cu zi. E un Cătălin Cos din ăsta. Cătălin Măruță? Și păi el nu face glume. Hai mă că el e, sigur. Și e și neîndemânatic, așa, se dă cu capul de toate cele, când sare, când zboară, când... Deci nu e Spider-Man. Nu. Dar știi cum era un Spider-Man rău? Nu e ăla. Venom, ăsta lui Tom Hardy. Stai să mă gândesc. Și este ultimul supererou apărut. Ah, e Spider-Man ăsta nou. 20 de secunde. Nu pune. Te sună cineva, poți să ceri ajutorul publicului în cazul. Ce publicul? 021252642. Nu-i sufla, Măruță. Păi nu că nu știe nici. Hai, cine o ajută pe Andra? Cine e? Bună dimineața. Vă rog, ajutați-mă. Neața. Neața.
Alo! Nu reușim să... Bună dimineața! E glumeț. Ia mă, cine, că poate știu și nu... Dar e Caterin, că m-a zis și glume porcoase. Alo, alo. Salutare, dimineața. Cum te cheamă? Claudiu, ce cum o cheamă? Claudiu, ajută-mă, te rog. Ajută-o pe Andra. Vă ajut, vă ajut. Deadpool este. Yeah! Cine? Deadpool. Deadpool. Nu cred că nu-l știi pe Deadpool. Dă să-l văd, mă, dă să-l văd. E foarte tare. Arătați-i o poză cu Deadpool. Deci, cum ai spus că te cheamă Claudiu? Claudiu mă cheamă. De unde ești? Din București. Un hanorac blană pleacă spre tine pentru că ai fost de treabă și ne-ai sunat și ai ajutat-o pe Andra. Mulțumim mult! Dacă eu vedeam asta, ziceam tot Spider-Man și ăsta pentru. Nu, dar au apărut acum două filme cu el, sunt foarte tari. Deci nu l-ai văzut? Nu e chiar super erou cunoscut de toată lumea. Doar de voi. Ce mă bucur că am prins-o pe... David nu știe pe ăsta, deci nu, m-ați prins. Asta e, îmi pare rău. Păi nu prea are un limbaj adecvat pentru copii. Și nici nu e desen animat și atunci probabil. Deci hai, să-i bine, dăm. Hai să-i mai dăm. Hai să-i mai dăm de astea grele. De astea grele, dar câți eroi crezi că apare Marvel? Ia uite, ăsta, supereroul ăsta vorbește cu animalele subacvatice și mama lui e nemuritoare și poate controla apa. A? Ai auzit de el? E jucat de un actor super frumos. Deci super frumos. Aquaman. Cine a suflat cineva? A suflat cineva din trupă. Îi luăm un răspuns. Se pune, mă, ce să facem? Ce, mă, tot din bandul Andra e. Da, a suflat atât de tare încât s-am auzit și noi. Da, și cei de acasă. Ce ai, mă, cred că s-a auzit și la televizor. Aquaman! Mai am eu o idee. Hai! Ia, este fiul unui rege african, are costumul negru și seamănă cu o felină și trăiește în Wakanda. Unde? În Wakanda. A, gata, știu și pe asta chiar dacă nu m-am uitat. Eu, băi, nu mai suflați, mă. Dar nu, sigur îl știi pe ăsta. Vă mai dau un indiciu sau? E ăla din Moiana? Nu. Se transformă în... Nu, superputerea lui nu stă neapărat în faptul că se transformă. Îi dădea forță foarte mare, era un luptător și lupta pentru poporul lui. E tot așa, mai new entry. Și a fost nominalizat și la Oscar. Să fie sănătos, că nu știu. Nici eu nu știu. E ăla din Black... Păi nu? Wakanda... Cine? Cine? Cine, mă? Nu e ăla din Black Panther? Ba da, uite, vii, știu. Da, Pantera Neagră. Auzi, ăsta e. Pantera Neagră, lasă-mă. Deci nu, ăsta nu se pune nici o seama. Trebuia să faci Pantera Neagră. I-a rămas la Pantera Roz, atâta. Patru răspunsuri. La Paul, Pantera Neagră. Patru corecte, da? Era blasta așa că e bine. Ia să vedeți cum îl dau eu pe... Îl dăm pe ultimul sau? Îl dăm pe ultimul, da? Cel mai important, dacă-s noi, nu știu, da? Dacă sunt din copilăria mea. Uite, nu-l dau pe ultimul. Da. Îți mai dau unul greu de tot. Îl țin minte, e din anul 1993, atunci a apărut o singură dată, un singur film. Era un supererou care a căpătat niște puteri după ce l-a lovit un asteroid din ăsta. The Flash? Nu. Dar cine? Dar nici eu nu știu. Nu-l știți, nu? Nu știu nici eu. Sure. Nu știu. Știe cineva? L-a lovit meteoritul. Știe cineva? Cum îl cheamă pe supereroul ăsta pe care îl lovise meteoritul? Ia știți voi? Actorul care îl interpreta, dacă vă zice ceva, este Robert Townsend. A? Nu, nici nu. Un fel de Eddie Murphy, așa? A? Știe cineva? Nu, n-o cunosc Will Smith. Știu de faza cu criptonita, dar nu cred că despre asta e. Nu. Hai să vedem dacă știe cineva. Ziceai de Pantera Neagră mea. Din 90 și 30? Bună dimineața! Păi, dar eu am crezut că Superman știe să... Îl știi pe ăsta de-l zic eu? Cu meteorul? Meteor Man. Da, The Meteor Man, bravo! Busu! Da! Nu-l știați pe The Meteor Man? Nu! Așa e, cum te cheamă? Da, cred că e de aceeași vârstă cu busul de la Meteo. Păi da, păi aia e, cred că. Cum te cheamă? Nici prea nou, nu știm, adică undeva la mijloc. Repet. Zine, Marius. Marius, de unde ești? Din Turda. Pleacă spre Turda, un hanorac blană. Să trăiască. Că ai fost cool și ei hanoracul. Te pupăm, vorbești cu Eliza acum și se stabilește livrarea și trecem la ultimul. Zic pe ultimul? Zil pe ultimul, da. Că am fost chiar deja, am dat din alea grele. Păi de-aia acest după știu. Supererou își ține costumul în cămară, este ocrotitorul ansamblurilor folclorice și arma lui secretă este cozonacul de aur. Catalin Măruță! Asta, da.
Bine, bine, bine! Auzi, ăștia din trupa mea, că neamărin, neamărin! Bine! Pe când vreodată a dat neamărin cozonac? Neamărin are costume, dar nu dă cozonac. Foarte bun, foarte bun. Cătălin Măruță era răspunsul. Și asta înseamnă, Andra, că și tu câștigi această provocare. Îmi pare rău că nu știu pe ăștia. Ia să mă pun la curent cu toate. Implicit ce câștigă Andra? Personajele. Ce câștigă Andra? Un hanorac? Un hanorac, hanorac blană. Blană, normal. Andra, să mă îmbrac cu el. Bine ați venit la Dimineața Blană. Ascultați aici sau la pachet?